Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe Gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod, episodul 11 din Heavy Rain! Data trecută, din păcate, Ethan este principal suspect, a rămas fără degetul mic de la mâna stângă. Tipa asta l-a ajutat însă să scape, dacă mai țineți minte. Madison Page. Cu curul ăla extrem de bombat. De ce nu? Hell, nu. Am dat follow-ut. Băga mi-aș pula din greșeală. You followed me. Așa. I wanted to know. Oare crede că este origami? Every cop in the country will be hunting you. Nu oare? They say you're the origami killer. Is it true? Yeah. Are you the killer, Ethan? Probabil că nu. Confide. Săracu Ethan, bă. E la pământ cu totul. Sometimes have these blackouts. Times where I don't know what I'm doing. Da. As if I'm someone completely different. Dublă personalitate. I remember afterwards. It's the bodies. The bodies in the water. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? Da. Bun, trebuie să te văd, Ethan. Oare o să-i spui? I think my other self is testing me, testing my love for Sean. He wants to know if I love my son enough to save him. Da, e posibil și treaba asta. Deci ăsta crede că el este origami killer. Where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Why can't you tell that to the police? Pentru că o să-l bage la nebun. That I'm a schizophrenic who drowns his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go, and I have to stay free to save Sean. I have no choice. I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. Okay, îmi place cum gândește asta, dar... Dar oare el e criminalul cu adevărat? You're destroying yourself, Ethan. E posibil. Finding Sean is the only thing that matters. Mm-hmm. There has to be another way. Poate dacă l-ai ajutat tu. Time is running out. Sean will be dead in a few hours. Acum. I have no choice. Deci avem de făcut acele teste. Mai avem două bilețele dacă nu mă înșel. Please, Madison, leave. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. Mm-hmm. Okay. If you want to help me, leave. Leave me to do this on my own. Okay. Săracu Ethan, bă. Deci refuză ajutorul lui Madison spre binele ei în mare parte, adică să fim serioși. Deci Ethan până acum a fost curentat, a fost tăiat, a avut tot felul de lovituri din acel accident, i-a fost tăiat degetul, mă rog, și-a tăiat singur degetul. Și să vedem în continuare, oare ce urmează. Trebuie să mergem să vedem, nu-i așa? Cred că asta o să facem acum. Grăbește, prietene, că nu știu cât mai are fi tu. Și nu știu cât de nebun ești când ai blackout-urile alea. Ia să pun motorul bilețel. Unde mă pune să mă duc? A, nu mi-arată. Asta e, nu l-a desfăcut. Ce, la un delfin? N-am văzut ce dracu e ăla. Mă rog. Are you prepared to kill? What the fuck? Trebuie să omor pe cineva? Trebuie să omor pe cineva, să-i fac o poză și... Mi-a dat și pistol. Ai de pula mea. Uai de... Serios? Ah, deja suntem într-un punct... Ok, nu știu. Nu știu ce să zic. A luat o întorsătură foarte ciudată jocul ăsta. Foarte. Pe ăsta trebuie să-l omor. Ah, oh, e...
E marele nostru detectiv cu ochelarii pe ochi. Ce dracu faci mă acolo? R2. Apa, am ratat. E prietene. Oricum nu se aude. De ce nu se aude? Dar nu se aude cu aia. Bine, am... Sau? Nu, n-am oprit sonorul la muzică. Dar nu se aude pianul. Ce dracu, mă? Sau mi s-au stricat mie căștile și nu știu. Bă, dar bun la astea. Ce dracu? Asta e bun să-ți antrenezi reflexele. E chiar foarte tare. R1, R1, pălă, pălă, mă. Așa, X, bang, bang. Oare pe ăsta trebuie să-l omor sau am schimbat pe alt personaj? Care ești, mă, tu? Your vodka, sir. Oh, vodka! Da, bravo, tată. Thanks. Ok, prietene. You look preoccupied, if you don't mind my saying so. Da. Problems with the investigation? Probabil. Blake is convinced that Mars is Stevie Wonder. Not you. I thought there was some evidence to that effect. That's true. But it just doesn't make sense. His psychological profile doesn't fit. Neither does the geolocalization. I can't see this father drowning 8 victims before kidnapping his own kid. Da, nici eu nu prea. Deci ăsta nu prea crede că e tenista. Iată. Let's stake my life on it. Ok, deci dacă, bă, dacă ăsta spune, înseamnă că nu e cu aia. Omul e deștept, omul are tehnologie. I have the faintest fucking idea. Maybe you should review the evidence in your possession. That's just what I was thinking of doing. Ok, deci jucăm cu el acum, cu... One last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. I'm trying to keep a handle on it, but that's difficult. It gets more and more difficult. It'll end up killing you if you're not careful. Despre, cred că despre tehnologia asta. Cred că îl afectează, de aceea a luat și drogul ăla sau, mă rog, antidot sau ce pula medicament. Cred că îl afectează tehnologia asta, Ari. Și e și puțin logic să o facă. Ok, suntem pe Marte. Pentru că de ce dracu' am fi pe Marte? Ai de pula mea. Ia să vedem, Clues. Well, wow. Looks like there's something new. Oh, a video recording from near the park on the afternoon Sean Mars disappeared. I doubt there's anything on it, but you never know. Oh, ia să vedem. Avem o înregistrare. Și cum dracu dau să o văd? Analyze. Hai să analizăm, avem ceva. Ceva suspect pe acolo. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 1602 heading for the park. Okay. When in the opposite direction at 1637. That could fit the time that Sean Mars disappeared. Could it be the killer's car? Ooh. Oare? Ia să vedem. Geoanalysis. Da, ok, n-avem date pentru asta. Clear all. Nu. Tire tracks. Mașina, mă, așa. Pity we can't see the driver's face. Nu putem să-i vedem fața, serios? Analizăm oricum. The car was stolen. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it, okay. But the charges were dropped. Not enough evidence. Ok, deci a avut acolo ceva suspect pentru furtul acestei mașini. Avem aici, n-avem pentru geoanalysis. Bine, am dat pe mașină, de fapt n-are logic în pula. Trebuie să dau pe alea, pe tire. Hai să vedem astea. Geoanaliza vieții. Nu mergi, bă, pula nea de analiză. Ia să vedem. Dăm analiză atunci. Urmele de la mașină. Ok. Și ăsta, ia să vedem. Analiză. Jackson Neville, ăla de-a fost acuzat de furt. Nu arată la criminal în serie în niciun caz. Jackson Neville, A.K.A. Mad Jack. Mad Jack. Involved in several cases of buying and selling stolen vehicles. Okay. Considered to be very dangerous.
This guy might have provided the killer with a car. Ar putea da. It's a pretty slim lead, but it's all I have right now. Da, asta, criminalul ar fi putut cumpăra de la ăsta mașina. Dacă ăla se ocupa cu furatul și vândutul de mașini. Deci e foarte posibil. Ca să zic așa. Oh, iar sânge, ai de pula mea. Iar efectele secundare, probabil de la... Oh, one last thing, sir. What the fuck? You should be careful not to overindulge in you know what. Da. It can be dangerous. Văd, dracu. It'll be dangerous. Uite acolo, an... Shit, it's coming. Tryptocaine. The tube is on the bedside table. All I need is to take some. And the pain will go away. Cred că de la medicament se referă, nu de la tehnologie, totuși. I can resist. This is gonna kill me. I know I can resist. Ok. Reziști, prietene. Hai că reziști. Do something until it goes away. Reziști, amice. O să reziști. Zic eu că reziști. Mai bine culcă-te, prietene. Așa, întinde-te, dracu, în pat. Reziști. Nu trebuie să mori. Hai că poți. Hai că poți, amice. Hai că poți. Ce dracu, e dependent de aia, mă. Pare că îți provoacă dureri aia și sângerări și tot felul. Hai să mergem la baie. Dă-ți cu niște apă pe față, prietene. Poate te ajută asta. Omul ăsta vrea să facă bine, mă. Mie îmi place de detectivul pește. Ce pula, nu mai știu să vorbesc, mă, s-a handicapat. Mai mult decât trebuie. Trebuie sub anumită măsură, în pula mea. Hai, prietene, ești bine. Oh, bă, ești tu ăla. De ce vrei să te atingi? Vrei să te săruți? Sau care-i treaba? Te atingi singur? Aaaa. Prietene. Hai, detectivule. Nu mergem să luăm ăla. În niciun caz. Deja se contopesc cele două lumi din câte văd. Stai, care-i treaba? What the fuck? Trebuie să url în pernă sau care treaba? Hai, prietene, poți să reziști. Ia, dracu, vodcă, tată, bagă, tată, în tine. Băutura, bă, e ce trebuie. Așa. Asta, dracu, alea. De la asta mor, dar mor mai greu, cel puțin. Mai apuci câțiva ani. A băut-o pe toată, coaie? Acum o borăște pe toată. Ok. Omul ăsta își dă viață să salveze copiii, mă, bă, așa ceva. Iată. Dar să sperăm că nu o să o mirească cât de curând. Nu o să luăm ăla. Îmi pare rău, prietene, dar nu o să luăm ăla. Fără antidot, amice. Fără antidot astăzi. Nu trebuie să îl folosești, crede-mă. Dă dracu un duș așa. Îmbrăcat, coaie, ce are, mă? Decât să luăm de la mine, faci duș îmbrăcat, mă, dă-l dracu de costum. Câți oare n-ar fi cedat până acum? Ăsta o să doarmă în duș, probabil, sub duș aici. Să-l face meditație cum făceau ăia în filme și în anime-uri, sub cascadă, coaie. Ceva de genul e și ăsta. Uite, mă, că am rezistat fără să luăm... fără să luăm drog. Oh, Shelby! Salutare, tinere gras. Tinere, numai tânăr nu-i al dracu. Da, mă rog. Îmi place că i-au făcut și chestiile alea pe față, mă. Uite. Are o aluniță acolo, încă una. Foarte tare. Dar n-are mai multe ca mine. Țeapă, fraie. Numai pe mâna stângă, cred că am vrut 20. Ăsta unde, dracu? Ce investigheze, amice? De astea de ceasuri. A, uite-o pe aia. Dar stai că ăsta, dar chiar uitasem că ăsta s-a aliat cu tipa aia. Manfred. Oh, deci ăsta cunoaște. Manfred, ok. Nu e nimeni aici, mă, ce dracu? Hello. Amigo. Ce dracu e acolo? Unde dracu e ăsta? Sunt ceasuri, tot felul de ceasuri. Cum poți să stai în sunetul ăsta aici, mă, serios? Unde dracu e? Aici? A, uite-l, l-am văzut. Tu ești Manfred, mă? Bă, Manfred. N-auzi, e surd? Hi there, Manfred. E bătrân, dracu, arată surd. Scott. Scott Shelby. Do you remember me? Huh? Scott?
Scott! Chestii senil. Yeah, of course. Well, good to see you. How long has it been? Oh, about 10 years. Oh, 10 ani. Dar ce ați făcut împreună? At my age, time means nothing. Aștept moartea să mă ia. Cum fac toți boșorogii. But I try to forget about time. Da, ce ironic. How about you? Are you still with the police? Ah, deci ăsta a fost polițist, mă. No, I quit. Aha. I'm a private investigator now. Deci acum este detectiv particular, știam. She's a friend. Hello. Oh, hello, young lady. Okay. Well, this calls for a celebration. I've just the thing. Wait there. Okay, prietene. I'm sure I saw a bottle of scotch. Da, acum sperăm că nu acum 10 ani ai văzut-o. Ăsta e senil de-a dreptul, frate, deci așa ceva. No, sună telefonul. Unde dracu e mai exact? Do an old man a favor, would you, Scott? Tell him to call back this afternoon. Unde dracu e telefonul, mă? A, uite-l acolo. Ok, prietene, îți fac o favoare. Te dracu. Hello! Hello? Yeah, this is Manfred. He's not available right now. Could you call back later this afternoon? Thanks. Ok. Cine dracu era oare la telefon? Probabil ceva client de-a lui. Hello, mi-ai reparat ceas? Hai mă, dă să bem. Well, pentru vremurile vechi, prietene. Hai mă, așa, să mai apuci câțiva ani. Mă rog, câteva zile, hai că ani e prea mult. Ia să vedem. Letter. I'd like you to have a look at an envelope. I thought maybe you could tell me about the typewriter that was used to type the address on it. Ok. Let's have a look. Ah, deci de asta a venit. Now, could you pass me the magnifying glass from behind the counter? Oh, sure, I'll get it. My eyes are beginning to fail. Unde dracu sunt ochelarii, mă? Cred că aici undeva, nu? Nu e lăsat aici. Unde dracu sunt ochelarii, mă, pulă? Acolo sunt. Pe, mamă, serios. Ok, atunci. Uite, dracu. Uite, lupa. Ok, cu lupa citești, mă. Bine, mă, citește-mă cu lupa, mă. Mă, nici ea nu cred că te ajută să vezi, dracu, la ce dioptrie ai. Adică, are și ochelari, dar... Stai, nici n-am văzut care ochelari. Envelope has to say for itself. Dar mă, trebuie să vadă scrisul, mă. Yes, the shape of the... T's and the F's is typical of that model. Okay, Royal 5. Produced between 1907 and 1924. Mamă, știi și anii, dă-te dracu. No doubt about it. Royal 5 se cheamă mașina de scris cu care a fost scris asta. Foarte veche de altfel. Rare. These typewriters, are they rare? No, they're fairly common. No. I'd say many folks have one gathering dust in an attic or in their cellar. Dar ce stare o mașină de scris la el acolo? Repair. Are there many places around that could repair one of these? I bought the company's entire stock of spare parts for a song in 64. Well, they were going to take them to the dumpster. Okay. So I got the lot. No, anybody around here who has one that actually works has been to see me at one time or another. Oh, deci... Ah, ia să vedem. You keep a record of all your clients? Ar putea să avem... am putea avea criminalul pe foaie. The ones who pay. Any chance I could get a peek at that? Ha, yeah. Yes, of course. I keep my account books in the office. If you're not in a hurry, I have a list of all the clients who ever bought a Royal 5 or, okay. Or had one repaired. Yeah, that would really help us. Ok, e bine. Arestă tot registrul clienților pe aici. I-a notat pe toți, e bine. And I'll be right back with the list. Ok, prietene, deci ăsta are notați toți clienții care au venit să repare sau să cumpere Royal 5? Mașina de scris Royal 5. If he has a 1920s typewriter, he may have needed Manfred services to get it fixed. Hmm. We'll know when we get the list. Hmm.
Gândește bine această minunată Shelby, ca să zic așa. Uite acolo, era una Royal, ați văzut? Un sub asta. Na 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 na. Ha? Și dacă e oră fixă? Aparent, da. Sună toate ceasurile în pula mea, de fapt e numai unul. Unul și bun. Ce dracu' e aici? Numai mașini de scris. Și aici e una. Aerea Royal, de acolo. Ia să ne uităm la ea cum arată mai bine. A, putem... Seamănă cu aia lui Shelby. Seamănă cu aia, dacă v-ați observat. Uitați-vă, e cam aceeași culoare, cred. Dar poate nu e Royal 5, poate e Royal 6 sau... Dracu să le ia. Bă, ăsta a murit aici sau ce dracu face? Aici este biroul lui. A, nu, e baia. Ah, ok, am crezut că e biroul lui. Bine, ar putea să fie birou, adică... Poți lucra și de pe WC-ul foarte bine. Cu siguranță poți face lucrul ăsta. Hai să... Unde dracu îți e birou? Bă, prietene, unde dracu? Aici? Aici ești? Nu ești aici. Aici, în spate. Manfred! Hello? Your call is locked, sir. A police car will be... Whoa, what the fuck? I need to know who you are, sir. Sir? Hello? Ce dracu s-a întâmplat, mă? What the fuck? Oh my god. He's dead. Ce dracu? Și de ce a închis telefonul? De ce n-a sunat la poliție? Ok, Shelby, ești din ce în ce mai suspect, fătu-ți paștele, mătii. What the fuck? Scott? Oh my god. What are you doing? I'm calling the police. The killer has already called the police. I think he wants us to be his scapegoats. We gotta get the hell out of here. What do you mean? Mm. We have nothing to do with his death. We were just here when it happened. Look, we're running out of time to find Sean Mars. The last thing we need is 24 hours in a police station explaining this whole thing. What the f- Well, so what do we do? Ok, chiar e bună întrebarea. Watch the front door. I'll get rid of our fingerprints from everything we touched since we came in. We better work fast. The police are going to be here any minute. Vai de pula mea. Ce dracu, mă? What are you doing, Lord? If someone comes in, we're going to be in trouble. These are Manfred's account books. Oh. He must have been looking for owners of Royals when he was killed. Forget it. We got to get out of here fast. Oare o să ia aia? Cred că o să luăm aia. A luat carnețelul, e bine. Trebuie să ștergem amprentele de pe telefon. Bă, nu știu ce să zic despre treaba asta. Dacă este Shelby cu adevărat Origami Killer. Sau Ethan. Dacă era Ethan, cum dracu ajungea aici? Că n-a avut blackout. Dacă ne dădea mai devreme blackout, cel mai probabil... Nu știu ce să zic. Bă, dar paharele ce dracu facem? Cel mai probabil aș fi crezut că este Ethan, dar n-a avut blackout. El a plecat în grabă cu bilețelul pentru că trebuie să omoare pe cineva, aparent. Dar ăsta, dacă este el Origami Killer, cum dracu l-a omorât? Cum l-ai omorât, prietene, dacă tu ești Origami Killer? Bună întrebare. Sau poate nu sunt ăștia, poate e altcineva, poate e Madison? Hmm. Ah, e greu cu aia, e greu, e foarte greu. Trebuie să ștergem amprentele de peste tot, aparent. Și cam asta e, hai să plecăm dracu de aici. Trebuie să ștergem și asta. Asta a fost amprentele astea, bun așa. Și acum... The police will be here any second. Da, plecăm. Păi da, plec, gata, am terminat. Leave, hai. That's it. We're done. You get all the prints? Da, normal, dracu. I got what I got. It should be enough to prevent them from finding us. Ok. Come on, let's go. Am șters tot ce se putea, pentru că pe altceva n-am pus mâna. Telefonul ăsta negru. Ai de pula, mi-am uitat de el. Ah, fuck. Fuck. Am uitat pur și simplu de ăla.
So, you claim the victim was killed while oh, și am ajuns la poliție. Yes, he went to get something in his office. Ok, deci el a ajuns la poliție. Deci a ajuns totuși la el. Scott Shelby. You should have called the police immediately, Mr. Shelby. Would have saved us dragging your ass down here. Da, pare foarte suspicios în aceste momente. We were only there by coincidence. I just wanted to spare myself a few hours declaring I didn't see anything to a police officer. Mm-hmm. PI or not, Mr. Shelby, don't leave town. If you end up next door to any more dead bodies, remember to call us. Okay. Okay, deci Shelby se pare că a scăpat. Cât de cât. Dar va rămâne cumva sub urmărire și n-are voie să părăsească orașul. Opa. Ăștia se cunosc. Don't sweat. I'll take care. For old time's sake. Ok. I owe you one. Ok, deci ăștia au fost ceva parteneri, colegi. Well, I got some ideas. Nothing concrete. Well, if it goes beyond the idea stage, mm-hmm. tell me about it, will you, Scott? Sure. Și nu pare foarte încrezător când spune asta. Deci ăștia doi au fost parteneri sau colegi în poliție, se cunosc. Și Carter o să-l scape pe ăsta de urmărire, se pare. Ok. O ducem acasă pe asta. Reason. Listen, Lauren, I know you want to find the killer, but you're not helping me by putting yourself in danger. Mm-hmm. I'm not a child. I know what I have to do. I've got to find my sense killer. You're not going to stop me. Cold. Then you can find him without me. I refuse to be responsible for anything that goes wrong. Are și asta dreptatea lui până la urmă. Stop the fucking car! Wow, 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 nebunul, calmează-te, dracu! Bă, bă, ce trebuie cu nebuna asta, mă? Redresează, dracu, mașina, prietene. Bun, așa. Haide, pula mea, nebună femeia. Ok, fă-o tu, prietenă. Mult noroc. Da, deci ce pot să zic? Lauren. This girl's stubborn as a mule. She doesn't let up, with or without me. Such an idiot. I better catch up with her. Understand. Can't just leave her like that. She'd do anything to find the guy who killed her son. Păi s-o facă dacă tot e atât de bună. It's all my fault. I should never have let her come with me. Are conștiința. Crap, I have no choice. I guess I'm doing this to protect her. Da, mă, nu mai ieșim, dă-o, dracu, las-o. Sau să ieșim. Hai să ieșim, mă, dă-o, dracu. Lauren! Hai să o ajutăm. Stai, a plecat prea târziu. A, nu. Nu chiar. Uite-o aici. De ce, dracu, stă în ploaie ca o proastă? The fuck? Na. Săraca Lauren, mă. Toți sunt distruși psihic, aparent, în jocul ăsta. Tipa asta... Ethan... Ăla, agentul FBI... Sorry. Ne cerem scuze. Ah! I'm sorry, I shouldn't have talked to you like that. It's just that I wouldn't want to see you get hurt. Să vedem dacă funcționează aici. Deci se va întoarce în mașină? Aparent, da. Deci ăștia rămân în continuare împreună. Shelby s-a atașat oarecum de Lauren, care a fost prostituată și el polițist. Dar ce mai contează? Dragoste-i dragoste. Ok. Oare va fi dragoste însă până la sfârșit? Aceasta este întrebarea. Ok, suntem din nou cu agentul drogangist.
Sau e Ethan? Stai mă, care... A, e Ethan, mă. Stai că s-a handicapat, încep să-i confund, ce dracu. E cu pistolul, dar o să ne oprim aici data viitoare, să dacă trebuie să o... Pe cine trebuie să omorâm? Chiar... A, nu știu ce să zic, e... Jocul ăsta ajunge într-un punct extrem de interesant, suntem tot mai aproape de final, probabil, pentru că orele trec și ăla o să nece. A zis că era deja în apă până la gât. Și probabil cam atunci se termine jocul. De la ori moare, ori îl salvăm sau ceva de genul. Băi, cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să pisdiți butonul de like. Hai să vedem câte putem face pentru acest episod. Care a avut foarte mult dramatism, ca să zicem așa. Eu am fost Quake. O zi excepțională, să aveți. Ciao, les.